Este haos la granițe, sunt întârzieri chiar și de 9 ore la punctele de trecere a frontierei spre Grecia. Turiștii români și bulgari au postat sute de mesaje pe rețelele de socializare. Sunt extrem de furioși și spun că aceste cozi uriașe afectează turismul din sezon. Cu mai multe informații, corespondentul Antena 3 CNN, Veronica Todor din Grecia. Bun găsit, Veronica! Într-adevăr, sunt așteptări lungi care pot depăși chiar și 9 ore la punctele de trecere de la Bromahona și Evzonii, care afectează renumele turismului grec pe piața balcanică. Potrivit și declarației președintului Camerei de Comerț Elenor Sârbe a Greciei de Nord, Costas Gheorghakakos, într-adevăr există o problemă în această privință și soluția ar fi o mai bună funcționare a punctelor de trecere, dar și pentru a nu pune la încercare și răbdarea turiștilor, ar trebui să se îmbunătățească numărul personalului angajat, care se pare că nu este într-un număr destul de mare. La această oră, întârzierile la granița Bromahona este de o oră, iar trebuie să menționăm faptul că în fiecare an turismul cu mașina în Grecia este foarte obișnuit, iar în ciuda faptului că turismul rutier are un rol esențial, fiind principalul furnizor de turiști pentru Salonic și Chalkidiki, treptat se pare că acești turiști și cei care au o stare mai bună din punct de vedere financiar o să-și aleargă alte destinații decât Grecia, potrivit declarației din presa elenă, tot a președintelui Camerei de Comerț Elenor Sârbe, și vor merge în alte destinații, cum ar fi Turcia sau Muntenegru. Să sperăm că această problemă se va rezolva și cei care vin în fiecare an în această zonă, mai ales în zona de nord a Greciei, se vor bucura și din acest an de Grecia.